Alex, unul dintre cei mai noi concurenți din Casa Iubirii, este încolțit de băieți după ce și-a spus propria opinie despre ieșirea fetelor în club. Săptămâna începe promițător în Casa Iubirii. Alex este vizat de băieții din casa, după ce și-a dat cu părerea despre o situație ce are legătură cu fetele. Emanuel își iese din minți și face o serie de declarații menite să-l pună la punct pe concurent. Alex și Emanuel sunt la cuțite. Tensiunile ating cote maxime în Casa Iubirii. Alex și Emanuel își aruncă vorbe grele. Ce au cei doi concurenți de împărțit? Emanuel, am o singură întrebare. Alex, bă, ai insinuat ceva, lasă ai pus tu de la tine. Emanuel, ce am insinuat? Tensiunile dintre cei doi nu par să se amelioreze și declarațiile acide continuă. Emanuel, Alex, pot să moderez tonul, nu e? Bianca este de părere că explicațiile lui Alex aveau sens, însă felul în care le-a spus nu l-a pus într-o postură tocmai bună, fiind cam agresiv. Eu am mers de atâtea ori în cluburi și nu am agățat pe nimeni, a spus Alex acid. Emanuel încearcă să-i explice că felul în care gândește nu este tocmai adecvat și trebuie să înțeleagă anumite aspecte. Alex, când este o fată atrăgătoare care arată bine și vine un băiat și stă acolo, ea este sub influența alcoolului sau ceva, știi ce se întâmplă, a spus Emanuel, enervat la culme de spusele lui Alex. Claudia a ajuns la concluzia că Alex nu vrea o relație serioasă cu ea, ci vrea cu totul altceva, moment în care Sorin a intervenit și a mărturisit că este normal ca el să încerce și depinde. Urmăriți o nouă ediție Casa Iubirii. Alex este încolțit din toate părțile. Emanuel a reacționat dur, moderează tonul, nu ești șeful aici, noi evenimente pline de suspans vor avea loc într-o nouă ediție Casa Iubirii, luni, 19 decembrie, de la ora 10 și de la ora 16 și 30 de minute, la Canal D. Cine este și din ce face bani? Ștefania Stănilă de la Survivor România 2023. E în echipa faimoșilor și va pleca curând în Republica Dominicană. Pe numele său complet Alina Ștefania Stănilă, tânăra născută pe 27 decembrie 1997, se alătură faimoșilor de la Survivor România 2023. Concurenta nu este străină de lumea sportului, fiind o fostă gimnastă de performanță. A început să practice acest sport încă de la vârsta de 6 ani, când a fost nevoită să plece de acasă pentru a-și urma visul. A făcut parte din lotul național al României și este formată la școala de gimnastică din Deva. Mai mult decât atât, faimoasa de la Survivor România a reprezentat țara la concursuri internaționale și este deținătoarea titlului de campioană europeană. De-a lungul carierei sale a câștigat bronzul pe echipe și argintul la sărituri în 2012 la Bruxelles. Cine este una dintre tinerele faimoase din noul sezon al reality show-ului prezentat de Daniel Pavel? Din ce câștigă bani frumoasa brunetă care este gata să meargă până în pânzele albe pentru a pune mâna pe marele premiu? Cine este și din ce face bani Ștefania Stănilă de la Survivor România 2023? E în echipa faimoșilor. În momentul de față, Ștefania Stănilă este antrenoare de gimnastică artistică la un club sportiv din Cluj-Napoca. Acesta este sursa sa de venit și locul unde se încarcă cu energie pozitivă, mai ales că lucrează cu grupe de copii. În 2014 a obținut medalia de aur la campionatul european din 2014, tot la proba pe echipe. A fost colegă cu Sandra Izbașa și Larisa Iordache, însă s-a retras din gimnastică în urmă cu mai mulți ani. Nu a renunțat la sport. Ce studii are Ștefania Stănilă de la Survivor România 2023? În calitate de antrenor, fosta gimnastă promite să învețe pe cei mici secretele gimnasticii românești. Cât despre participarea la Survivor România 2023, este ferm convinsă că are calitățile necesare pentru a face față probelor de pe trasee. Ștefania Stănilă este absolventă a Centrului Național de Formare și Perfecționare al Antrenorilor din București. În prezent, tânăra este masterand al Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul UBB Cluj-Napoca cu specializare în sport și performanță motrică în gimnastică. Îmi doresc din suflet să câștig această competiție. Sunt o persoană competitivă și cred în mine. Chiar am încredere maximă în mine că o să ajung acolo, parcă deja mă văd în finală.
Consider că faptul că am făcut gimnastică de performanță 13 ani este un mare atu. Am mai multă rezistență, am mai multă forță, am echilibru. Clar o să mă ajute, a declarat Ștefania Stănilă într-o filmare care apare pe Instagram. În altă de idei, faimoasa de la Survivor România este cetățean de onoare al comunei Aninoasa. Din păcate, tânăra a trecut printr-o mare dramă pentru că la numai 9 ani și-a pierdut tatăl, aceasta fiind motivația sa în lumea sportului. Concurenții au fost anunțați printr-o transmisiune live pe platforma Voyo. Lista concurenților de la competiția care va avea loc în Republica Dominicană cuprinde foști sportivi, artiști și influenceri. Concurenții Survivor 2023. Printre ei, Carmen Grebenișan, Aif Timoaie, George, foști sportivi și sportive și influenceri. Așteptarea a luat sfârșit. Daniel Pavel a anunțat cine sunt cele 12 vedete care vor face parte din echipa faimoșilor de la Survivor România 2023. Ei sunt concurenții Tribului Roșu, cei care au acceptat provocarea de a pleca în Republica Dominicană. Vedetele care vor participa la Survivor România 2023. Toată țara stă cu sufletul la gură pentru a afla cine sunt cele 12 vedete care vor pleca în Republica Dominicană și vor lupta pentru supraviețuire în noul sezon Survivor România 2023. 1. Carmen Grebenișan, influencer. Carmen Grebenișan, așteptările sunt mari. E o luptă cu mine, vreau să-mi demonstrez mie că pot să fac față oricărei situații. Am acceptat provocarea asta pe care o aveam de mult în gând. Vreau să mă bucur de ea până la maximum. Sunt o luptătoare, cred că am fost băiat în altă viață. 2. George. George, eu nu credeam că viața poate reîncepe la 40 de ani. De pe canapea toți suntem foarte buni. Am vrut să văd cum e de acolo. 3. Ada Dumitru, actriță. Adea Dumitru este fiica vitregă a lui Bebe Cotimanis. La doar 25 de ani, Ada Dumitru, actriță a teatrului Alexandru Davila din Pitești, este considerată una dintre cele mai talentate tinere actrițe din Europa de Est. A debutat la 15 ani într-un spectacol de Mihai Mălăi Mare, este pregătită de celebra Susan Bațon, profesoara de actorie a lui Nicole Kidman și are rol principal într-un serial polițist alături de James Marshall, unul dintre starurile din Twin Peaks. 4. Ionuța Aif Timoaie, fost luptător K1. Ionuța Aif Timoaie, simt deja emoția competiției. Îmi place echipa în care mă aflu, mă simt norocos și puternic. 5. Maria Constantin, solistă muzică populară. Maria Constantin, mă pregătesc psihic să-mi iau la revedere de la familie, un lucru foarte greu. Abia acum am realizat ce înseamnă această competiție. Ce urmează, vom vedea. Presimt că urmează o vacanță frumoasă. E super tare experiența. 6. Remus Boroiu, antrenor de fitness. Remus Boroiu, sunt o persoană care nu spune nu provocărilor. Cresc în medii de stres și competiție. Merg la Survivor cu gândul să vin acasă cu premiul cel mare. 7. Bianca Patrichi, dansatoare și coregrafă, fostă concurentă la Românii au talent. Bianca Patrichi, am momente de se că eu chiar fac asta, plec la Survivor. Nu cred că sunt foarte conștientă că fac asta, dar vreau să fac asta. 8. Doc, Vlad Munteanu, artist hip-hop. Doc, am fost basketbalist profesionist, am făcut sport toată viața. Fizic nu voi avea probleme, dar psihic nu știu. Sunt dispus să fiu ce o să fiu. 9. Vika Blochina. Vika Blochina, am făcut toate lucrurile bune din viața mea în mod inconștient. După ce am semnat, am văzut câteva episoade și am zis că nu mai vreau să merg. Mă duc să slăbesc 10-12 kg. Vika Blochina, Bianca Patrichi, fosta ispită de la Insula Iubirii și rapperul Doc fac parte din vedetele care vor participa la Survivor 2023. 10. Sebastian Dobrincu, fost jurat la Imperiul Leilor.
Sebastian Dobrincu, ce poate fi mai frumos decât să te autodepășești? Nu sunt multe lucruri care mă mai mișcă. Pe plan personal am reușit să fiu stabil financiar, să am relații importante cu oameni dragi. O provocare e binevenită, iar eu sunt extremist. Mă duc să mă joc să îi învăț pe alții să spună mereu da unei provocări. Dacă voi fi norocosul câștigător, o să dublez banii și îi voi dona unei cauze umanitare. 11. Ștefania Stănilă, fostă gimnastă. Antreprenorul Sebastian Dobrincu de la Imperiul Leilor, campioana europeană la gimnastică ritmică Ștefania Stănilă și artistul Gheboasa fac parte din echipa faimoșilor de la Survivor 2023. Ștefania Stănilă, cred că o să mă descurc foarte bine și vreau să facem o figură frumoasă. Îmi doresc să câștig această competiție, am încredere în mine că o să ajung în finală. 12. Gheboasă. Prezență online, lansat pe TikTok și YouTube. Numele lui, Gabriel Gavriș. Este din Târgoviște și a ajuns cunoscut după lansarea piesei Dă-i țigancă, ajunsă la 11 milioane de vizualizări în 6 luni. O altă piesă, cu Bogdan de la Ploiești și Lil Cagula, are aproape 30 de milioane de vizualizări. Gheboasa, mă duc pentru experiență și pentru că am văzut emisiunea asta de când am fost mic. Cred că am mari șanse să mă descurc acolo. La Survivor nu voi avea nevoie de fashion sisteme, aici suntem supraviețuitori până la moarte. Eu am venit din noroi, să vezi ce o să fac la Survivor.